Filmul Son of Saul, în care apare actorul clujan Levente Molnar, a câștigat premiul Oscar la categoria cel mai bun film într-o limbă străină. Levente Molnar, angajat al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, joacă rolul lui Abraham Warsarski, cel mai apropiat prieten al lui Saul, aflat alături de el în lagărul de concentrare. Subiectul filmului este centrat pe două zile din viața unui prizonier evreu din Ungaria, forțat să lucreze pentru naziști în camerele de gazare de la Auschwitz. Filmul a fost premiat la Keynes, iar acum a luat premiul Oscar. Levente Molnar, născut pe 10 martie 1976 la Baia Mare, a studiat actoria la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar din anul 2002 este actor al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca.